Mamă, mamă, câte sunt! Asta este cea mai scumpă înghețată pe băți pe care o găsiți la noi în țară. Sunt nebun naiba să dau atâția bani. E pe ultimul loc până acum. Wow! Mamă, ce bună e glazura! Foarte bună! De, e foarte bună și asta. Celelalte cam boschetare, așa. Sunt cam cele mai scumpe înghețate pe băți pe care le găsiți la noi. Textura e super ciudată. E textură nisipoasă, așa. Cum se desfac, mă, frate, astea. Trebuie să încercați neapărat. Merită. Ia uitați, urșii mei, ce înghețate am găsit la Carrefour. Avem Milka, din asta mai mâncat. Ia să vedem aici. Avem Ferrero Rocher nou. Ia uitați. De asta n-am mai mâncat. Foarte șmecheră. Cred că o să fie, să vedem. Avem aici Toblerone. Nici din asta n-am mai mâncat. Sunt curios dacă voi ați mâncat din astea. Avem aici M&M's. Nici din asta n-am mai mâncat. Avem înghețată Raffaello, nici din asta n-am mai mâncat. Și înghețată Kit Kat, 6,9, nici din asta n-am mai mâncat. Ia uitați bonul, 410 lei au costat toate cumpărăturile. Haideți să vedem, înghețată Alune, Milka, 25 de lei, 4 bucăți. Hai să vedem ce a fost mai scump pe aici. Înghețată ciocolată Roșe, 25, ciocolată Kit Kat, 22,68, Raffaello, 25, mamă, Alune M&M's, 55 de lei, 4 bucăți. Asta a fost cea mai scumpă. Da, asta a fost foarte scumpă. În total 410, cum vi se pare? Mie mi se pare destul de scump. Dar vreau neapărat să încerc înghețatele acelea. Oricum, M&M's-ul foarte scumpă. Frate, 55,65, foarte scumpă. Ia uitați, urșilor, cele mai scumpe înghețate pe băți și probabil că și cele mai bune înghețate pe băți. Haideți să vedem care este cea mai bună și să vedem care îmi place mie cel mai mult. Le-am pus așa frumos aici să vedem, să le vedeți și voi pe toate, da? Mamă, mamă, câte sunt! Fiți atenți care este planul de bătaie. Vreau să începem cu astea mai mici mai întâi, pentru că le mâncăm mai repede, da? Mamă, cu Ferrero Rocher vreau să încep. Asta e preferata mea! Ferrero Rocher, îmi plac cel mai mult. Bomboanele de la Ferrero Rocher sunt preferatele mele. Și bănuiesc că și înghețata asta este bună. Haideți să vă spun repede și câte calorii are o înghețată. Are 201 calorii o înghețată și are 70 de mililitri, adică 50 de grame. 100 de grame are 400 de calorii. Și 100 de mililitri, 286 de calorii. Ia uitați, cam așa arată. Hai să desfacem. Deci 50 de grame, 200 de calorii. Da, este ok. Să vedem dacă și merită. A, e micuță. E micuță. Stai așa să ne punem așa frumos. Vedeți? Wow. Ce ciocolată groasă are. Da. Deci glazura asta e exact ca ciocolata Ferrero Rocher. Dar e dark, scrie și pe cutie. Vedeți ce glazură groasă are? Este dark. Ciocolată neagră. Dar este exact ca un Ferrero Rocher. Bună. Bună. Bine. Sunt mai bune bomboanele. De e foarte bună și asta. O să mănânc câteva înghețate acum pentru a face acest clip din Otto Mănâncă și pentru a le testa. Dar să știți că nu va afecta slăbirea pentru că este la începutul săptămânii acum și am timp până sâmbătă să facem cântarul oficial, să slăbești săptămâna asta. Foarte bun. După cum știți, eu sunt la o perioadă de slăbire, da, sunt la dietă, dar în dieta mai puteți să mâncați și dulciuri, puteți să mâncați ce vreți voi, urșilor. Și vă garantez eu că o să slăbiți. Dacă nu mă credeți, intrați în seria mea Otto Slăbește, pentru că acolo veți vedea cea mai șmecheră transformare. Am slăbit până acum 47 de kilograme și vreau să ajung la 50 de kilograme slăbite. Și totul este live, cu clipuri în fiecare săptămână, în fiecare duminică la ora 12. Vedeți toate mesele din fiecare săptămână și veți vedea că mănânc foarte multe dulciuri. Mă rog, foarte multe dulciuri. Mă permit așa să mănânc câte ceva dulce, da? Cred că am terminat-o. Mai avem puțin. Nu mai știu cât a costat asta.
patru bucăți sunt, cred că a costat vreo 25 de lei. Dați la începutul clipului și vedeți acolo unde am arătat bonul și vedeți cât a costat. Ok, următoarea, haide să fie de la Raffaello. Ia să vedem câte calorii are Raffaello. Are 47 de grame și 170 de calorii. Are cu 3 grame mai puțin decât Ferrero Rocher, dar are cu 31 de calorii mai puțin. Deci e și mai bine la calorii. Și asta tot cam la fel a fost la preț, adică nu a fost ceva extraordinar, vreo 25 de lei. Bine, adică sunt destul de scumpe acum, na? Sunt cam cele mai scumpe înghețate de băți pe care le găsiți la noi. Ar mai fi aia Hazel Dogs, dar nu mi-am luat din aia, pentru că le-am vrut să le încerc pe astea mai autohtone, așa, mai populare. Mamă! Chiar seamănă cu bomboanele Raffaello, da. Foarte bună și asta. Cui îi place nuca de cocos, am o focalizez. Da, nu știu dacă se vede, dar vă zic eu, este foarte bună. Glazura este foarte bună. Ciocolata albă. Și mulți fulgi de cocos. Au mai rămas astea. Și mai avem și Milka. Dar Milka am mai mâncat mai demult. Acum câteva săptămâni am mâncat. E foarte bună și Milka. Bună. Chiar e bună. Pentru fanii bomboanelor Raffaello, trebuie să încercați neapărat. Merită. Mă gândeam că sunt mai micuțe înghețatele astea. Ele merg mai repede, dar nu e chiar așa. Terminam cu astea mici, am zis, da? Toblerone. Hai să ne câte asta, Toblerone. Are 36 de grame. Este mai mică și are 122 de calorii. Astea sunt mini și scrie pe ele. Mini, vedeți? Scrie aici, mini. Deci asta are mult mai puține calorii, dar este și mai mică. A, și sunt 6 bucăți aici. Sunt 6 înghețate. Da? Și de cât am zis? 122 de calorii. Asta are și desen pe etichetă, pe ambalaj, pardon. Celelalte ca îmboschetare, așa. Îmboschetare ambalajul. Nu am mai printat ambalajul. Ha, ce mică e asta! Ce mică și gingașe. Și asta e o ciocolată foarte bună. Dacă știți ciocolatele Toblerone. Wow. Se simte așa gustul de cacao, super intens. Deci asta are numai ciocolată. Ia uitați. Și chiar se simte gustul de cacao așa. Super intens. Se simte și ceva crocant. Se simte așa o chestie sticloasă, zici că mănânci sticlă. E bună, dar are așa un gust foarte intens de cacao, nu știu cum să zic. Asta pot să zic că e pe ultimul loc până acum. Da. Deci mie îmi place cacao, îmi place ciocolata, dar personal pentru mine e pe ultimul loc. E mai bună cea de la Ferrero Rocher. M&M-ul lăsăm ultimul pentru că ăsta a costat cel mai mult, da? Astea patru bucăți au costat 55 de lei. Este incredibil. Asta este cea mai scumpă înghețată pe băți pe care o găsiți la noi în țară. Hai să mergem mai departe cu Kit Kat-ul. Cum se desfac, mă frate, astea. Sunt patru înghețate. Ia să vedem aici cât are o înghețată. Are 62 de grame și 215 calorii. Super! 200 de calorii, adică, frate, chiar dacă ești la dietă, 200 calorii e ok. Poți să-ți permiți 200 de calorii. Poți să le arzi. Ia uitați ce mișto arată. Deci asta trebuie să fie bună. Nu sunt eu mare fan ciocolată Kit Kat, dar înghețata asta presimt că o să fie super bună. Ia uitați cum arată, de șmecher arată. Mamă, ce mare e. Ia uitați-o. Are o textură ciudată. Textura e super ciudată. E textură nisipoasă, așa. Cam ciudată. Gustul e bun. Da, gustul e foarte bun. Dar textura e foarte ciudată.
Probabil că are bucăți de napolitană prin ea, prin înghețată, nu dau seama. Chiar nu dau seama. Nu se văd bucăți de napolitană, dar are o textură așa nisipoasă, zici că are napolitană prin ea, măcinată. Da, zici că are napolitană măcinată. Sau în ciocolata asta, în glazură, cred că e napolitană măcinată. Da, în glazură. E bună, dar din câte țin eu minte, Milka, sincer, le depășește pe astea. Le cam depășește. În afară de Raffaello, că Raffaello, na, e al gust. E cu ciocolată albă. Dar ce ține de ciocolată și așa, mi se pare că Milka este cea mai bună. Am zis, l-am mâncat mai de mult, dacă acum câteva săptămâni, vreo 2 săptămâni, mi-am luat din benzinărie o ghețată din asta și mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă mai încerc acum, pentru că deja am mâncat foarte multe și nu prea mai pot. Haideți să încercăm M&M-ul ăsta, pentru că astea au fost atât cele mai scumpe. Sunt nebun, naiba, să dau atâția bani. Mamă, dar ce carton gros are. Uitați-le ce frumos arată. Haideți să vă cerez repede caloriile. 196 de calorii și 82 de mililitri. Dar câte grame? Tot 62. Exact ca și KitKat-ul, da? 62 de grame și 196 de calorii. Hai să vedem. Am așteptări mari de la înghețata asta. În ultimul timp am mâncat foarte multe M&M-uri din alea crispy, din alea noi. Și mi-au plăcut foarte mult. Chiar am așteptări foarte mari de la înghețata asta, mai ales că este foarte scumpă. Ia uitați cum arată. Are bucăți așa de M&M prin glazură. Are gust de alune. Wow! Mamă, ce bună e glazura. Foarte bună. Într-adevăr, e foarte bună, dar prețul nu se justifică. Cine bea e dublu la preț față de celelalte. Uitați cum arată înăuntru. La interior. Da, deci ciocolata asta e super fină, bună așa, calitativă, glazura asta mă refer. Da, și înghețata e foarte fină. La celelalte aveau texturile mai ciudate, dar asta e foarte fină. Și are gust de alune, exact cum e M&M-ul, cu alunele acelea înăuntru. Cred că fanii untului de arahide o să le placă înghițata asta. Foarte bună. Într-adevăr, a fost cea mai bună dintre toate. M&M-ul ăsta chiar a fost cea mai bună dintre toate, dar nu se justifică prețul ăsta atât de mare, 55 de lei, 4 bucăți. Extraordinar, 14 lei o înghițată, vă dați seama. Și nu de la benzinărie, adică de la Carrefour. Cam acesta a fost clipul de astăzi din Otto Mănâncă Urșilor. Sper că v-ați distrat, sper că v-ați informat cu privire la cele mai bune și cele mai scumpe înghețate de alea din țară. Înghețate pe băți, bineînțeles, că mai sunt și la cornet. Poate o să facem un clip și cu înghețatele de la cornet pe viitor. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Mă ajută foarte mult cu algoritmul și clipurile mele vor fi recomandate la mai multe persoane și astfel îmi vor vedea și ei transformarea live, vor vedea singura transformare documentată din lume, vor vedea cum am reușit să slăbesc peste 45 de kg și se vor motiva și se vor inspira și ei să scape de obezitate și să fie mai sănătoși. Și atenție, fără înfometare, da, poți să mănânci absolut orice în dieta mea. Este ceva extraordinar. Dacă vreți să vedeți clipurile cu transformarea mea, intrați în seria Otto Slăbește și aveți acolo peste 100 de clipuri cu fiecare săptămână în parte și cu toate mesele. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez în fiecare zi. Iar dacă vreți să fiți puternici și sănătoși, exact ca niște urși, la fel ca și mine, nu uitați să consumați produse apicole, să faceți o
comandă de pe site-ul meu www.miereteveo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la orice comandă. Produsele sunt premium, sunt de cea mai bună calitate, am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Iar până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Eu sunt Otto, ursul vostru, v-am pupat! Ciao!